ziua și bun găsit la Sinteza Săptămânii! Iată pentru început care sunt principalele titluri ale ediției. Studenții Universității din Pitești au fost în vizită la Academia Română. Care a fost scopul, aflați imediat. Beneficiile proiectului CLIL pentru tineri cetățeni europeni au fost prezentate și la Universitatea din Pitești. Săptămâna trecută a avut loc cea de-a 10-a ediție a concursului studențesc CART Low Cost. Cum s-a desfășurat evenimentul, aflați imediat. Academia Română a fost gazda studenților de la Universitatea din Pitești pentru o zi. Aceștia au aflat cum este să faci cercetare direct de la sursă, iar cercetătorii științifici prezenți la întâlnire au fost încântați să le arate modul lor de lucru. O parte dintre studenții Corpului Voluntarilor UPIT a mers în vizită la Academia Română. Însoțiți de prorectorul Adrian Sămărescu, lector universitar dr. Marius Andreescu și lector universitar dr. Iulia Boghirnea, au întâlnit profesioniști cu o carieră excepțională în domeniul cercetării juridice. Grupul de tineri a fost primit de directorul Institutului Cercetări Juridice, profesor universitar dr. Mircea Duțu, dr. Tudor Avrigeanu, dr. Mihaela Gabriela Berindei și dr. Versavia Brutaru. Acționăm sub autoritatea științifică și administrativă a Academiei Române. Așa cum vă arătam anterior, suntem înființați și funcționăm de la 1 ianuarie 1954. La început, într-un fel de melaj de atribuții, am îndeplinit deopotrivă funcția de Consiliu Legislativ și de Institut de Cercetare, într-o formulă foarte inedită. În perioada interbelică a existat și în România preocuparea de instituționalizarea cercetării științifice. Pentru că cercetarea științifică, mai ales cea fundamentală, a luat naștere în cadrul facultăților de drept interbelice, sub forma unor așa zise institute sau centre pe discipline mari. În același timp însă, fără îndoială că și astăzi se spune că în cadrul universităților și facultăților de drept se face cercetare științifică, mai ales din perspectiva pregătirii, elaborării tezelor de licență și de master, tot aici s-a încercat și elaborarea noului cod civil. Ce caută cercetarea științifică în universitate și de cât? Întrebarea, dacă punem așa un acordat, pentru epoca modernă, avem nevoie de un nume. Domnul director Tuțu a vorbit tot timpul de Franța, la mine referințele vor fi, în măsura care vor fi, mai mult germane. Și numele ăla este Alexander von Humboldt, care a scris la un moment dat niște gânduri despre cum, ce înseamnă universitate. Și care a fondat o universitate care avea să devină modelul absolut, care avea să ipostazieze însăși universitatea ca instituție, până în ziua de astăzi, anume în cazul acelor universități la care nu ne-am anume așa numitele universități din așa numită Ivy League. Acelea astăzi, s-ar putea spune, sunt singurele care mai păstrează tradiția Universității Humboldtiene. Tradiția Universității Humboldtiene, încorporată prima dată în Universitatea din Berlin, fondată la 1810. Ce spunea, în esență? Până au mai multe idei, dar cea asupra căreia vreau eu să insist. Humboldt spunea așa, la universitate, predarea și cercetarea sunt inseparabile. Deopotrivă, în raport cu studenții și cu profesori. Studenții s-au arătat interesați de maniera în care își pot dezvolta pasiunea pentru cercetare. Importantă este plăcerea pentru studiu și analiză. Cercetarea științifică nu se face doar într-un singur punct. Totul treacă de la un punct, se termină într-altul. Asta o știm cu toții. Cercetătorii științifici au fost încântați să le prezinte studenților ideile și modul lor de lucru. Mulțumim mult pentru tot ce a însemnat întâlnirea de astăzi.
Vă amenințăm, fără să jurăm cu brațul în cap, că ne vom mai vedea într-o formă sau alta? Da, așteptam. Mergem în tot chiar. Și ăsta e protocolul nescris al culturii și civilizației tradiționale. Am venit în casa dumneavoastră, când aveți drum prin Pitești, poposiți și la noi facem cafea bună, cercetare, nu știu cât o face. Beneficiile proiectului CLIL pentru tineri cetățeni europeni au fost prezentate și la Universitatea din Pitești. Obiectivul principal îl reprezintă promovarea utilizării învățării integrate, conținutului și a limbii în școala primară pentru a dezvolta educația civică, educația pentru mediu și educația financiară, trei teme reinventate pentru o mai bună integrare și bunăstare europeană. Acest proiect se adresează profesorilor din învățământul primar, elevilor din învățământul primar și familiilor acestora. Este un proiect care prezintă abordarea CLIL. Este o abordare didactică cu dublă focalizare, care, prin intermediul căreia se predau conținuturi din discipline non-lingvistice, cum ar fi matematica, geografia. În cazul nostru avem discipline precum educația civică, educația pentru mediu, educația financiară. Toate acestea prin intermediul unei limbi străine, prin limba engleză în proiectul acesta, astfel încât elevii beneficiază și de conținutul disciplinei, dar și de limba străină, le învață împreună, simultan. Acest proiect este dezvoltat în parteneriat cu câteva țări europene, Italia, Portugalia și Spania. Mă opresc puțin la Spania, pentru că Spania are o experiență de vreo 30 de ani de CLIL, de implementarea acestei abordări didactice, care la noi în România, din păcate, nu se regăsește decât pe aici, pe acolo, prin școlile particulare, în niciun caz în școlile de stat și în niciun caz în învățământul primar. Deci este un mare câștig pentru Pitești, pentru școala Alexandru Davila, care a reușit să piloteze acest proiect, să implementeze proiectele didactice realizate în cadrul acestui proiect, să implice familiile elevilor. Elevii au fost foarte mulțumiți, atât de mulțumiți încât au cerut un curs opțional de abordare CLIL în școala lor. Proiectul ăsta, în primul rând, trebuie să spun, este un proiect în care, de fapt, continuarea unui alt proiect s-a terminat acum 2 ani, celălalt CLIL. Ne place să folosim aceste prescurtări pentru că în acest tip de proiect prescurtările sunt foarte importante ca să putem comunica unii cu alții, întrucât în cadrul facultății sunt foarte multe proiecte finanțate prin fonduri Erasmus, iar acest proiect, al cărui obiectiv este unul ambițios, să folosim până la urmă limba străină pentru tinerii care sunt în băncile școlii și mai departe să integreze, eu zic, a fost realizat în condiții extraordinar de bune. Am avut partenerii care s-au implicat în adevăratul sens al cuvântului, este școala gimnazială Alexandru Davila, cu care noi lucrăm de mult timp, iar facultatea noastră este, chiar pot să spun, este promotorul unor astfel de proiecte care au impact în piața educațională și stimulează relația cu școlile din învățământul preuniversitar, ei fiind partenerii noștri de bază, fără de care nu am putea să implementăm nici activitățile educaționale pe care le derulăm. Toată lumea a fost extrem de încântată, fiind o metodă inovatoare, predarea bazată pe proiect PBL, și mai mult am avut sprijinul părinților. Această implementare a constat în predarea în perioada aprilie-iunie 2021 a 8 dintre cele 18 mini-proiecte pregătite în cadrul proiectului. Clasele implicate au fost cele de ciclul primar și proiectele desfășurate au fost din cele trei discipline care la momentul acesta nu sunt în curicula educație financiară, educație ecologică, avem doar educația civică care se predă la clasa a treia și clasa a patra. Spuneam că am avut sprijinul părinților, este un lucru extraordinar. Gândiți-vă că am avut implicații peste 350 de copii care au mers acasă și alături de părinții au realizat aceste proiecte din cadrul lecțiilor. Să ne imaginăm că un copil se duce acasă, are o serie de materiale și trebuie să realizeze o machetă, trebuie să realizeze un interviu și atunci era nevoie de sprijinul părinților. Ba mai mult, o noutate în acest proiect este faptul că și părinții au parcurs un curs online.
au fost încântați, în urma cursului au primit diplome, avem și un feedback extraordinar. Săptămâna trecută a avut loc cea de-a 10-a ediție a concursului studențesc Cart Low Cost, organizat de Institutul Superior de Autovehicule și Transporturi din Franța, evenimentul fiind rezultatul bunei colaborări cu Universitatea din Pitești, începută în anul 2007. Participanții au avut de demonstrat că prin eforturi susținute pot dezvolta proiecte inginerești cu resurse financiare limitate. În weekendul trecut, studenții ai Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare, dar și elevii ai liceelor tehnice din județ, și-au prezentat proiectele din cadrul sesiunii de comunicări a cercurilor științifice studențești. Participanții care au obținut rezultate bune vor putea merge și la sesiuni științifice naționale. Bun venit la această sesiune de comunicări științifice studențească. Vă mulțumesc că v-ați răpit din timpul dumneavoastră de astăzi liber și ați venit la sesiunea studențească pentru a ne îmbogăți cunoștințele. Și chiar dacă lucrurile nu sunt așa ușoare de la început, trebuie să căutăm să le rezolvăm. Sesiunea de comunicări științifice a cercurilor studențești, organizată de Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, este un eveniment deja tradiție, care a devenit o tradiție. Cu această ocazie se întâlnesc studenți și elevi, avem și pentru secțiune și pentru elevi, care își prezintă proiectele lor. Proiecte dezvoltate în cadrul facultății și uneori chiar și propriile lor proiecte. Sesiunea are un total de 8 secțiuni. Practic acoperim toate domeniile de studiu care se dezvoltă în facultatea noastră. Vorbim aici, bineînțeles, de electronică aplicată, rețele de comunicații, dar și de zona calculatoarelor, computer science, IT și inginerie electrică. Avem o gamă foarte mare de proiecte, repet, care acoperă toate aceste zone. Alături de studenți și elevi, se prezintă aici și masteranți care își prezintă proiectele lor deja într-o zonă mai avansată a cercetării, să spun așa, mai high. Și toate astea sunt analizate de către comisii și apoi acordăm și premii. Studenții care au rezultate foarte bune aici la sesiune au ocazia să participe și la o sesiune de comunicări științifice studențești națională desfășurată la nivel național, un consorțiu de mai multe universități din țară, unde practic au ocazia să concureze, să își prezinte lucrările și să fie în competiție cu studenții din întreaga țară. Aceasta a fost sinteza săptămânii. Nu uitați că puteți urmări noutățile din mediul academic pe Facebook, pe UPID Media și pe site-ul upidmedia.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!